Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiru, iar aceasta este noua ediție a emisiunii Orașul meu. Invitatul meu din această seară este doamna Zamfira Borlacu, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Șendreni. Aici și acum pentru Șendreni, doamna Borlacu, nu-i așa? Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit. Așa este, prezent și viitor pentru comuna Șendreni. Pentru că era necesar. Da, era necesar. De ce? Ce se întâmplă la Șendreni și ce ar trebui să se întâmple la Șendreni? La Șendreni trebuie să aibă loc o schimbare majoră, pot să spun, în tot ceea ce înseamnă funcțiile de conducere ale administrației publice locale, respectiv primar și membrii Consiliului Local Șendreni. Aveți experiență în lucrul în primărie, doamnă? 30 de ani ați muncit? Aproape 30 de ani am deținut funcția de secretar general al comunei Șendreni. Asta înseamnă că îi cunoașteți pe oameni de acolo, le știți problemele. Da, da, le cunosc foarte bine. Poate nu majoritatea, pentru că comuna Șendreni s-a extins prin cartierele nou înființate, dar mă refer la gospodăriile vechi. Deci cunosc atât copiii cât și pe cei maturi, le cunosc problemele. În decursul aproape 30 de ani, vă dați seama, cred că fiecare, măcar cel puțin un membru din această gospodărie a trecut prin primărie, a avut nevoie de ajutorul nostru. Haideți să le luăm pe rând. Cum stau drumurile la Șendreni? Drumurile. Sunteți foarte aproape de Galați, ar trebui să aveți drumuri minunate. Minunate. Nu? Asfaltate? Nu, din păcate nu. Vă spun sincer, este cea mai mare problemă pe care o are comuna Șendreni legat de străzi, de drumuri. Drumurile din comuna Șendreni sunt pavate, pot să spun așa, cu zgura din combinat. Acum nu cred că ne trebuie studii de specialitate ca să știm că această zgură emană praful acela, mai ales în zilele prezente, toride de vară. Vă dați seama cât praf. Oamenii efectiv nu poate să stea cu geamurile deschise. Nu mai zic ce impact devastator are asupra sănătății oamenilor, asupra căilor respiratori. Deci sunt nori de praf emanat de această zgură de pe drumuri. Din păcate. Deci noi nu avem străzile din interiorul comunei asfaltate? Nu, sunt câteva străzi, pentru că comuna Șendreni are aproape 60 de kilometri de străzi, dar este mult pentru că s-au înființat aceste cartiere. Cred că aș spune mult, 5% din sunt câteva străzi importante. Doamnă. Da, este șocant. Și nu vreau să mă gândesc cum se circulă pe acolo când plouă, când ninge... Deci, cred că cel mai bun exemplu ar fi să vă arăt mașina în ce hal arată, a mea și a locuitorilor comunei Șendreni, mai ales că aceste drumuri nu numai pentru faptul că sunt zgura emană acel praf, dar sunt și pline de gropi. Și nu numai drumurile, sunt câteva și alte probleme legate de echiparea aceasta tehnico-edilitară. Sunt poduri rămase efectiv neterminate, investiții începute și neterminate. Da, dacă ați venit în comuna Șendreni și ați merge din poartă în poartă, o să vedeți toată durerea și supărarea oamenilor, locuitorilor comunei Șendreni legate de acest aspect al drumurilor. Străbatem cam cu toții, măcar o parte din comuna Șendreni, când mergem pe DN25. Înțeleg că și acolo ar fi nevoie de niște lucruri care să se schimbe. Da. Drumul național 25, deci fac comuna Șendreni cu cele trei sate componente, Șendreni, Movileni și Șerbești Vechi, este așezată de o parte și de alta acestui drum național. Drumul național vine atât cu părți bune cât și cu părți rele. Partea aia este faptul traficul foarte încărcat, pentru că știți, este singura arteră de circulație către Tecuci. Sunt foarte multe accidente. Viteza, deci conducătorii auto nu respectă efectiv nicio regulă de circulație. Este foarte greu, v-am zis, pentru că sunt locuințe de o parte și de alta drumului național, este foarte greu să treci de pe o parte pe alta drumului. Sunt doar care ar fi soluțiile? Soluțiile ar fi... Pentru reglementarea traficului. În primul rând, amplasarea de indicatoare de limitare, de viteză, de ce este nevoie. Apoi sunt acele sensuri giratorii, pentru că sună da. Și ar putea fi o soluție. Mai pot fi și acele pasarele. Mă gândesc la satul Movilen care este așezat în curbă.
este foarte greu pentru oameni să traverseze și pur și simplu își riscă viața. Nici nu vreau să mă gândesc pentru copii cum este. Pentru copii au mai mult, atât din punct de vedere ca să traverseze, mai ales că școala. Școala este așezată, mă refer la școala din Șendren, este așezată chiar la DN, pe partea cealaltă și copiii care trebuie să traverseze, există o singură trecere de pietoni care este amplasată chiar în fața școlii. Este foarte greu. Și se poate implica primăria într-o situație care ține de drumurile naționale? Da. Deci există legislație în vigoare, efectiv cu efectuarea unor studii de impact, cu obținerea unor avize, să putem să reglementăm. Atât, de exemplu, nu avem trotuare. Nu aveți trotuare? Nu. Există un segment de trotuare în satul Șendreni și atât, dar în celelalte sate nu avem trotuare. Bineînțeles, dacă nu avem drumuri, e normal că nu avem și trotuare. Da. Cum sunt plimbați micuții? Cei care sunt în cărucior, mă gândesc. Bine, nu e nici drumul. Da, din e păcate. Și praf. Da, micuții nu pot fi plimbați în comuna Șendreni. Sunt mici parcuri, dar parcurile acelea mai trebuie modernizate. Nici măcar copaci nu avem plantați în acele parcuri. Părinții își urcă copiii în mașină cu biciclete, cu trotinete și vin, bineînțeles, în municipiul Galați pe faleză sau în grădina publică. Dar este un loc atât de frumos. Și am eu însă prieteni care s-au mutat la Șendreni și sunt convinsă că au căutat acolo liniște și au căutat un aer mai curat decât găsesc în Galați. Da, întrebați-i în prezent dacă nu vor să se întoarcă în municipiul Galați. Pentru că este perioada aceasta preelectorală și merg din gospodărie în gospodărie, chiar se plâng oamenii și mai ales în cartierele nou înființate care au achiziționat printr-un eforturi financiare foarte mare o locuință și pur și simplu le pare rău, sunt dezamăgiți că au venit acum în comuna Șendreni pentru faptul că nu au utilități. De stilul de viață în prezent în comuna Șendreni nu pot să spun că este la un standard ridicat. Din păcate, nu s-a implicat administrația publică sau ce ar trebui să facă administrația? Da. Administrația, în primul rând, ar trebui să aibă tot interesul pentru locuitori și interesul se poate manifesta, bineînțeles, în a asigura drumuri, tot ce înseamnă utilități, canalizare. Dar există gaze. Dialog cu oamenii? Dialog. Dialogul este la un nivel destul de scăzut, din păcate. Aș putea spune că în ultimii 20 de ani dialogul cu oamenii a fost la un nivel scăzut. Dumneavoastră propuneți, la un moment dat mi-amintesc de pe programul noastră, bugetare participativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Presupune dialog. Da, presupune. Presupune, în primul rând, implicarea locuitorilor și atenția acordată. Să știți că un principiu de bază în legislație, în codul administrativ, este consultarea populației pentru problemele de interes major în comunitate. Și s-a întâmplat asta până acum? Nu. Deci nu s-a întâmplat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, an de an, în bugetul local al comunei, administrația se prevadă o sumă de bani, efectiv, care să fie alocată locuitorilor. Ce înseamnă asta? Locuitorii să vină cu proiecte care consideră dânsii, cu inițiative de proiecte legate de comunitate. Aceste proiecte se dezbat în cercuri tematice, în întâlniri ale locuitorilor, se supun din punct de vedere al fezabilității administrației cu studii de specialitate și apoi se supun votului comunității. Și cel mai bun proiect va câștiga și va beneficia de suma de bani din bugetul local. Asta înseamnă participarea bugetativă. Credeți că ați putea vreodată uita că cei din fața dumneavoastră sau cei care v-au ales sunt oameni, nu cifre, nu un electorat abstract? Nu. Nu aș putea să uit lucrul ăsta și nu numai că sunt simple cuvinte, nu aș putea să uit. Cred că munca depusă, activitatea mea profesională în cei 30 de ani din comuna Șendreni, locuitorii știu cine sunt, știu că în momentul în care am promis ceva, mă țin cu dinții, aș putea spune, de promisiunea respectivă. Pentru mine oamenii sunt importanți, atenția, la urma urmei, chiar dacă deținem o funcție publică, noi suntem în slujba lor, nu invers, nu cetățenii sunt în slujba noastră. Noi trebuie să facem tot ce trebuie pentru ca
La urmă, mi sunt banii dânșilor, taxe și impozite locale, nu trebuie ținute într-un cont acolo. Ei trebuie să se întoarcă, da? În fața gospodării domnului Popescu, în fața, eu știu, familia Ionescu să beneficieze de parcuri. Deci trebuie să se întoarcă tot la locuitorii, tot ce înseamnă colectarea taxelor și impozitelor locale. Doamnă, în 2020 pandemia ne-a lovit pe toți. Sunt convinsă că a lovit la fel de tare în Șendren ca peste tot în lume. Da. Ce s-a întâmplat acolo și cum a fost gestionată situația? Ce s-a întâmplat? Gestionarea pandemiei, din punctul meu de vedere, nu a fost corect. În primul rând, interesul pentru oameni. Credeți-mă, am fost sunată de locuitori care, mai ales de persoanele în vârstă, care spuneau, doamnă, nu mai avem bani, nu mai avem alimente, nu mai, știți foarte bine, nu puteau să iasă, da? Mai ales persoanele peste 65 de ani, nu puteau să iasă afară din casă decât o perioadă de timp. La Șendreni, nu avem, până chiar și în mijlocul comunei avem un magazin Profi, dar bătrânii care stau la periferia satelor, vă dați seama, nici nu aveau cum, o oră nici nu le era de ajuns, sau două ore ca să ajungă de la periferie. Și atunci am încercat să-i ajut cum am putut. Aveau nevoie de medicamente, aveau nevoie de rețete. V-ați implicat? Da. M-am implicat legat de ajutorul dat pentru achiziționarea medicamentelor, alimentelor. Chiar și, apropo de această perioadă nefericită cu această pandemie, chiar și persoane care au primit acele amenzi deosebit de mari. De circa, da, erau 4.000. Acele amenzi îngrozitor, da, de mari. Dacă o persoană s-a dus la magazinul, la chioșcu, nu pot spune magazin, la chioșcu din colț să-și ia pâine și a fost prinsă fără declarația pe propria răspundere, vă dați seama că a primit amenda de 4.000. Ce este imens. Da, 4.000, 5.000. Au fost și persoane care mi-au solicitat ajutorul și știți foarte bine că au fost declarate aceste măsuri neconstituționale și i-am ajutat să-și facă o acțiune în instanță pentru a putea fi anulată această amendă, pentru că 4.000 de lei pentru o persoană care, eu știu, are salariul minim pe economie, vă dați seama, ar fi trebuit să muncească 4 luni de zile doar ca să-și plătească o amendă. Era infernal, într-adevăr. Cum vi s-a părut gestionată pandemia la nivel național? A luat România toate măsurile care erau necesare sau în felul în care au fost ele necesare? Chiar dacă eu sunt un om simplu, nu sunt de specialitate, nu am studii de specialitate, dar cred, în calitate de faptul că am lucrat și lucrez în administrația publică locală, scopul nostru, atribuția noastră în calitate de reprezentanți ai statului nu e să cultivăm pe oameni frica, teama, dezechilibrul acesta, nesiguranța. Noi suntem oricum suficient de înspăimântați, da, și singuri. Da, da, exact. Având câteva studii legate de managementul situațiilor de urgență, printre principalele principii, să zic, într-o criză de asemenea amploare, trebuie efectiv ca omul să se simtă în siguranță și să-i transmiți cu toată empatia, cu toată compasiunea, acea siguranță. Nici într-un caz să-l dezechilibrezi fizic, mental. Această izolare ne-a traumatizat, nu-i așa? Da, ne-a traumatizat. Și mai ales pe copii. Da, da, mai ales pe copii. Copii cu această școală în mediul online, apropo de copii, mergând acum din gospodărie în gospodărie, am vrut să fac și un sondaj al copiilor. Așa. Pentru că citind foarte mult și toți părinții sunt îngrijorați ce se va întâmpla acum cu deschiderea noului an școlar. Și am întrebat atât părinții cât și copiii: ce vă doriți? Ce v-a plăcut? V-a plăcut școala, stilul acesta de școală online, sau vreți să vă întoarceți? Cu toată bucuria a zis, vrem să ne întoarcem la școală, vrem să ne întoarcem. Și am discutat și cu părinții. Părinții nu sunt profesori. Deci părinții, le-a fost foarte, foarte greu. Deci pur și simplu o mămică mi-a spus, eu am învățat acum, am luat-o de la capăt, am învățat și vă dați seama, totuși suntem în anul 2020, tot ce înseamnă materii, discipline, școlare, nu mai sunt ca pe vremea noastră, ca pe vremea cu acum 30-40 de ani în urmă. Deci este un stres enorm pentru părinți și chiar și copii. Izolarea aceasta în casă, deci e percepută pur și simplu ca o închisoare, pedeapsă? Ca o pedeapsă. Da. Sperăm că anul școlar
care va începe luna viitoare, să fie totuși în condiții de siguranță, să fie totuși la școală, efectiv, în care copiii să interacționeze. Chiar dacă acest virus circulă, cred că trebuie să efectiv să învățăm să trăim cu el, efectiv să ne luăm toate măsurile de siguranță. Chiar am auzit recent că Polonia a stabilit ca școala să înceapă normal cu toate măsurile de siguranță și pot să vă spun, chiar mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că important este dezvoltarea și starea psihică, emoțională a copiilor. Ei au nevoie de interacțiune, nu au nevoie să fie închiși în casă. Este oportun acest moment pentru organizarea de alegeri locale? Vorbesc de contextul pandemic. În contextul pandemiei, da, cred că este oportun, pentru că am în vedere că vine și perioada iernii și totuși administrațiile așteaptă o nouă schimbare, așteaptă și acest moment, mai ales în contextul acestei pandemii, pentru că cred că comunitățile trebuie să-și aleagă alți lideri care să aibă o altă viziune și mai ales să aibă interes pentru ei, pentru oameni. Asta este important. Înțeleg această perspectivă. Haideți să ne întoarcem la problema din Șendren, legată de gaze de data aceasta, și aș vrea să-mi spuneți și cum stăm cu iluminatul. Da. Iarăși, imediat după drumuri, aș putea spune că problema este gazele naturale. Mergând și discutând cu oamenii, întrebarea este: ce știți de gaze? Ce o să faceți cu gazele? Gazele naturale, aș putea spune, din păcate, comuna Șendren trebuia să le aibă de acum 30 de ani, nu de acum 20. Este străbătută de două magistrale mari. Da, o magistrală care alimentează combinatul și una care merge către nordul țării. Acum, la începutul lunii august, a fost adoptată ordonanța de urgență 128, prin care s-au stabilit măsurile pentru implementarea programului de racordare la populație la gaze naturale. Prin acest program se acordă fonduri nerambursabile pentru localitățile care efectiv nu au gaze naturale. Este foarte important ca autoritățile administrației publice prezente, spun prezente, s-a deschis acea sesiune de proiecte și trebuie, începând cu data de 17 august până pe data de 17-10, să fie depuse cererea de finanțare și cu documentele anexate. Sper din tot sufletul că administrația publică locală prezentă, acum respectiv primarul și membrii Consiliului Local, să depună această cerere de finanțare și documentele și să aibă și Șendrenul șansa să obțină această finanțare nerambursabilă. Asta este foarte important. Rețeaua electrică? Rețeaua electrică, mai sunt cartiere nou înființate în care trebuie să fie extinsă. Da, și nu numai rețeaua electrică, și rețeaua de alimentare cu apă. Da. Cartierele nou înființate nu au aceste utilități. Oamenii deja și-au construit locuințele, nu se pot muta pentru că nu au acces la apă și la energie electrică. Sperăm din tot sufletul să rezolvăm această problemă. Da, îmi descrieți o comună care pare cumva din alt secol, din alt mileniu. Este o comună atipică, așa este, din păcate. Sunt multe, multe probleme. Mai ales după necesitatea cu drumurile, câinii fără stăpâni. Urma să vă întreb despre câini. Câinii fără stăpâni, care sunt stăpânii străzilor din comuna Șendren. Da. Oh. Da, din păcate chiar acum două zile am citit un comentariu pe Facebook în care o doamnă a venit seara târziu de la muncă în satul Movilen și a fost pur și simplu înconjurată de o haită de câini. A cerut ajutorul, dar bineînțeles la ora aia nu era nimeni și de bea a scăpat. Dar sunt probleme atât de importante în care, sincer vă spun, ne strângem așa de durere și pentru faptul că totuși trăim în comunitatea aia și trăim și cu praful de la drumuri și cu câinii fără stăpâni și fără gaze și fără spații verzi și cu alte și alte probleme, da. Și tinerii, doamnă, se descurcă în momentul acesta, în contextul acesta? Rămân în continuare în Șendreni? Da, să știți că am rămas plăcut impresionată. Când am demarat acest proiect cu această candidatură, au venit tinerii și au spus că vor și ei să facă parte, vor și ei să fie implicați. Mi-a plăcut foarte mult. Din păcate, tineretul în ziua de astăzi pot să spun că s-a și marginalizat, dar și a fost marginalizat.
Din câte știu, în ultimii 20 de ani tinerii nu au fost luați în seamă, nu au fost. Acum există o echipă mică care sper să așa să crească din ce în ce mai mult cu ajutorul nostru, care au dorințe, au planuri constructive și doresc foarte mult, vin cu idei. Sincer, chiar am făcut grupul acesta, să spun, al tinerilor PSD și mai fac ședințe cu ei și pur și simplu le dau voie să le spun efectiv, vă rog să-mi spuneți ce dorință, ce doriți. Și fiecare spune, eu vreau parc, eu vreau piscină, eu vreau un bazin de not, eu vreau... Vor să... parc? Da. Nu există parc? Nu. Avem, v-am spus, parcuri micuțe, dar fără arbori, fără copaci. Este foarte greu să te duci să te plimbi acum, chiar și tineri sau părinții cu copii, pe soarele acesta arzător. Asta este un alt proiect al nostru, ca să facem un parc de dimensiuni mai mari, care să fie un loc de relaxare, de plimbare, de socializare pentru toate categoriile de vârstă. Dar centrul civic ce presupune, doamnă? Pentru că știu că este acolo și este important, da, în proiectul dumneavoastră. Este foarte important, dar având în vedere că sunt alte urgențe, dar este acolo. Și sper din tot sufletul să vină și rândul lui la momentul respectiv. Centrul civic este, aș putea spune, cartea de vizită a comunei. Și chiar am un proiect, cunosc și locul efectiv care este în patrimoniul comunei, în care se poate construi acest centru civic. Presupune un ansamblu de instituții care sunt necesare la nivelul unei comune. Primăria, poliția, serviciile publice de asistență socială, centru social pentru tineri, și nu numai asta, să fie și o zonă cu magazine, cu alei pietonale, de promenadă pentru locuitorii comunei Șendreni. Inima comunei, aș putea spune. Și va fi timp și pentru after school? Da. Ne întoarcem la perioada prezentă și legat de momentul de această nefericire cu pandemia. Școlile, e necesar la Șendreni construirea unei școli, chiar și cu program after school, și a unei grădinițe. Pentru că, după cum vedem, tot ce înseamnă condițiile sanitare pentru desfășurarea unui procesului de învățământ trebuie să fie totuși diferite începând cu anul acesta. E necesar construirea unei școli, de asemenea știu și amplasamentul și a unei grădinițe în cartierele nou înființate. Și atunci copiii vor fi, efectiv, au acces la aceste instituții mult mai ușor și nu va mai trebui, bineînțeles, să traverseze drumul național. Legat de cimitire, se mai poate spune ceva? Cimitire, iarăși, scuzați-mă că folosesc expresia o altă rușine a noastră. Cimitirile sunt lăsate și ele într-un mod primitiv, pline de buruieni, pline de... Da, cimitirile... Dramatic. Da, cimitirile intră tot în competența administrației publice locale. Și acolo trebuie organizare, trebuie o altă viziune, pentru că toți avem nevoie de acel loc la un moment dat. Și știu că v-ați propus susținerea bisericilor. Da. În satul Șerbești Vechi, nu a avut niciodată biserică. Există o inițiativă particulară în care un domn, prin sponsorizări, a început construirea unei biserici. Autoritățile administrației publice locale au pus la dispoziție încă de acum un an o suprafață de teren. Consider eu destul de mică pentru o biserică. Și, bineînțeles, și credincioșii din satul Șerbești Vechi au nevoie de un lăcaș de cult. Dorința noastră e să putem să extindem perimetrul acelei biserici. Există loc unde să se construiască și alte anexe. Capela? Capelă, să fie un parc, să fie bănci. Are nevoie, într-adevăr, acolo de o suprafață mai mare biserica care este acum în construcție. Doamna, mi-ați deschis o comună, așa cum v-am zis, parcă este prinsă într-un alt secol decât cel actual, dar mi-ați vorbit cu căldură despre oameni. Vreau să vă întreb ultima întrebare din această ediție a emisiunii. Ce v-a reținut, doamnă, 30 de ani în această comună? Că puteți să plecați. Da,
Da, așa este. Aș putea spune dragostea față de oameni. Comunicarea cu ei. Faptul că... Este acasă pentru dumneavoastră și da, Andrei? Da, este. Înseamnă acasă. Înseamnă acasă. Oamenii întotdeauna au nevoie de ajutor. Nu neapărat un ajutor legat de documente. Au nevoie de un sfat, au nevoie de un număr de telefon, au nevoie de tot ce înseamnă viața lor. Faptul că am comunicat cu ei mereu, faptul că, într-un fel sau altul, aș putea spune că mi-am găsit împlinirea mea sufletească. Este mare lucru să vorbești cu oamenii. Cred că ne împlinim sufletește. Ne dăm seama că uneori, poate asta este menirea noastră, să fim alături de oameni. Nu neapărat pur și simplu să facem niște documente și să le mânăm. Oamenii au nevoie de atenție și chiar mă uitam și acum cu toată perioada aceasta de empatie. Se bucură când efectiv mergi la poarta lor, se bucură când îi strigi pe nume, când îi asculți, da? Când te văd, ei știu că ești reprezentantul statului, o autoritate și atunci încep să-și spună toate păsurile. Dacă timp de 4 ani oamenii pot să viseze, iată că vine și un moment în care pot să aleagă. Vă mulțumesc, doamna Burlacu, pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă aștept să continuăm acest dialog. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!